astăzi la Puterea Știrilor este domnul deputat Rămâns Borza. Bună ziua, domnule Borza, și bine ați venit în studioul nostru. Sărămâile, bine v-am găsit. Am văzut că scandalul din România s-a mutat peste hotare. Țara noastră a fost practic desființată, dacă pot să zic așa, aseară în Parlamentul European. Mâine vor fi dezbaterele în plenul Parlamentului, în Comisia de Libertăți Civile și Justiție. Exact, exact. Dumneavoastră, cum vi s-a părut ieșirea prim vicepreședintelui? Un simulacru de ședință, ieșirea lui Timmermans absolut impardonabilă, dar vedeți, avea dreptate ministrul Justiției Tudorel Toader când spunea că reprezentanții cancelarilor străine să exprimă atât și cât le permitem noi. Problema, culpa, vina e la noi, pentru că din 90 le-am permis mult prea mult și atunci evident că ne încalecă. Am abordat dintotdeauna după 90 acea mentalitate, cum o definea astăzi întâi stătătorul PSD-ului Liviu Dragnea, de ghiocel, acea mentalitate de slugă, un anumit comportament slugarnic în raport cu marele cancelarii. Și atunci evident că nu am stârnit decât dispreț, acea atitudine arogantă și plină de infatuare care s-a văzut și la Timmermans și la Juncker, de ce că doar nu e singur. Și asta evident că are ca și cauză, ca și explicație, tocmai această atitudine pe care noi am cultivat-o după 90 în raport cu marele puteri. Noi am intrat oarecum pe ușa din dos, în loc să fi intrat pe ușa principală în NATO sau în Uniunea Europeană. De altă parte, n-am intrat nici de frumos și nici de deștept sau de vrei nici ce suntem. A fost un oportunism manifestat în primul rând de către Uniunea Europeană. România e o țară cu resurse, e o țară totuși ca suprafață și populația a șaptea țară din cele 28 încă state membre ale Uniunii Europene și am plătit un greu tribut în perioada preaderare. Adică ne-am cedat resursele, SIDEX-ul, dacă ne aducem aminte, tot ce înseamnă sectorul energetic, distribuție, transport, tot ce înseamnă sectorul bancar, mai avem două bănci românești, tot ce înseamnă asigurări, comerțul modern. Deci noi am cedat foarte multe materii de proprietate, 4 milioane de hectare din 6 cultivate sunt în mâinile străinilor. Deci am plătit cu greu această intrare într-un club exclusivist al Uniunii Europene. Plătim și astăzi, că până la urmă nimeni nu ne dă pomană. Plătim 1% din PIB. Sigur, PIB-ul s-a apreciat în ultimii 10 ani, chiar s-a dublat de la 100 de miliarde. Am ajuns anul ăsta la peste 200 de miliarde de euro. Asta înseamnă că an de an și noi dăm 2 miliarde de euro la bugetul comun al Uniunii Europene. Deschiderea granițelor ca efect al intrării în Uniunea Europeană în 2007 a însemnat și acel flux migratoriu foarte mare, peste 3 milioane de români care muncesc afară, dar atenție, sigur ne-a trimis și nouă ceva bani și nu puțin, 55 de miliarde de euro valoarea remiterilor, căpșunarilor generic, dacă să îi numim în ultimii 10 ani de zile, dar atenție, valoarea sau plus valoarea care o creează, generează în țările lor de adopție, 120 de miliarde de euro în fiecare an. Sunt oameni vrednici, oameni tineri, oameni care muncesc, fie în Italia, în Spania, în Germania, în Marea Britanie, în țările nordice. Așa că evident că această atitudine dojenitoare a lui Timmermans sau a lui Juncker n-ar trebui să fie acceptată de către demnitarii statului român. Ce ar trebui să facă? Avem aceleași drepturi ca și marele puteri fondatoare ale Uniunii Europene și noi țările de mâna treia sau țările mai sărace sau țările de la periferia Europei. Sigur, această atitudine de frondă a lui Timmermans sau a lui Juncker trebuie privită și din perspectiva alegerilor de anul viitor, alegerilor europarlamentare. Familia populară europeană este la butoane în Europa, socialiștii sunt și ei pe acolo, prin decor fac galerie. Surprinzător, Timmermans reprezintă grupul socialist din Parlamentul European, dar iată, contează prea puțin. Mai e iarăși un motiv care îi determină la astfel de atitudine în forță, nu doar cu România, iată și cu Ungaria și cu Polonia, cu Cehia și cu alte țări, legate de buget. După Brexit, evident, bugetul comun al Uniunii Europene, a celor 27 de state, va fi indiscutabil mai mic, ori marele puteri economice, Germania, Franța, Italia, ar vrea să-și păstreze aceleași alocări. Și atunci, haideți să inventăm
o problemă, prevalând acel MCV, care mai e doar pentru noi și pentru bulgari, sau statul, respectarea statului de drept și, dom'le, dacă nu respect statul de drept, independența magistraților, îți tăiem din bani sau te blocăm la fonduri. De fapt, asta este miza reală acestui atac împotriva României. Nu că în România e periclitat statul de drept sau independența magistraților. E o aberație absolut gratuită, nejustificată. Nu poți să vii la modul general cu îngrijorări sau cu preocupări. Sintagma a folosit-o în premier ambasadorul Statelor Unite, încă de anul trecut, Hans Klemm. Dom'le, am îngrijorări vis-a-vis de evoluția. La fel, ai văzut ieri, Timmermans are și îngrijorări. Există și motive de îngrijorare? Și eu pot să am îngrijorări, că în fiecare an îi dă Marelui Licuriș vreo 4 miliarde de dolari pe tehnică militară, în condițiile în care industria românească e pe butuci. Repet, există îngrijorări? Evident că nu, evident că nu. Bun, în ce constă acele îngrijorări? Pentru că trebuie să spună, cum spunea și Șerban Nicolae, cum spunea și Tudorel Toader și alții europarlamentari, mă, fraților, am înțeles îngrijorările alea. Hai zi-mă în concret, articolul, un articol anume, o clauză anume, din ce, ce a modificat legea 303, legea 304, legea 317 pe 2004, din care promulgate doar 304, a trecut a doua oară prin filtrul de constituționalitate la Curtea Constituțională și a spus era constituțional și 303 și 317 sunt la promulgare la Iohannis, așteptăm să se întoarcă din ultima excursă din Statele Unite. Bun, s-a întors că a fost ieri la deschiderea anului universitar, el are 10 zile să promulge și 303 și 317. Codurile penale, încă codul penal și de procedură penală sunt în dezbatere la Curtea Constituțională. Odată ce cele trei legi generic din pachetul de lege ale justiției a trecut de două prin filtrul de constituționalitate. Păi excepții invocate de partidele din opoziție, PNL-USR și de președintele României, nu văd unde e problema. Până la urmă, trebuie să recunoaștem acest drept suveran al statului român de a legifera, inclusiv în materie de justiție. Sigur, ar fi de dorit ca 2500 de procurori care au terorizat România în ultimii 10 ani să-și facă ei, cu mâna lor, și propriile legi. Ei să-și dea legi, ei să aresteze, ei să condamne. Dar așa ceva nu se poate. Vorbea Lază de Procurorul General al României de separarea puterilor în state și pentru acea declarație nefericită, în orice democrație funcțională și matură, Procurorul General ar fi fost demis. Pentru că nu asta este menirea justiției, de a asigura ea justiția, echilibru puterilor în stat, adică de a se pune moți deasupra celorlalte puteri. În orice democrație, în orice stat civilizat, să recunoaște acel statut de primus inter pares, adică primul între egal cui? Puterii legislative, pentru că este singura putere legitimată printr-un vot popular, pe când celelalte două puteri, executivă și judecătorească, sunt puteri numite. Sigur, deci nu putem sta la, cheremul a 2000 de procurori care au făcut ce au vrut în ultimii 10 ani de zile, adică practic au terorizat această vânătoare de vrăjitoare, acest jihad judiciar, purtat în numele combaterii sau luptei împotriva corupției, a nenorocit mii de români, adică a distrus elitele țării, elitele economice, antreprenoriale, culturale, etc. Se pune problema unui rău exit? Sigur, trebuie să... De ce nu? Am văzut vehiculat în spațiul media. Sigur, au fost foarte multe derapaje, enorm de multe derapaje. De la statul de drept, de la respectarea unor drepturi și libertăți fundamentale garantate prin Constituția țării, prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Văd că la acele abuzuri, Timmermans, Juncker și alții birocrați de la Bruxelles închid ochii. Dar vorbim totuși de 2469 de mandate de interceptare pe siguranță națională emise de Înalta Curte de Casație în 2016. De exemplu, în ultimii 10 ani, am avut peste 25.000 de mandate de siguranță națională și niciun terorist de ferit justiției. Am avut, în Statele Unite, de exemplu, în 2016, 1.416 de mandate pe siguranță națională. Comparăm America cu România? Nu cred. E o țară de 330 de milioane de locuitori, e o țară care în fiecare zi se confruntă cu amenințări teroriste. Încă în România, Mămăligă n-a explodat. Totuși, asta înseamnă, anumit comportament care ne aduce aminte de anii 50, în perioada sovietică, de a face justiție prin teroare. Vorbim de peste 1000 de condamnări ale României la cedul pentru încălcarea sau nerespectarea unor drepturi elementare ale omului.
Vorbim iarăși numai în primele 8 luni de zile ale anului de peste 100 de achitări pe dosare instrumentate de DNA. Vorbim de peste 150 de decizii de neconstituționalitate a celor prevederi din codul penal și codul de procedură penală asumate de guvernul Boc în Parlament, fără să existe o dezbatere parlamentară. Bun, lucrurile astea nu le-am văzut. N-am văzut o reacție nici în 2016, când a fost Cioloș, când practic a ciopârțit legislația penală cu princip, prin ordonanță de urgență. Acele două odioase ordonanțe de urgență, ordonanța 6 pe 2016, care transforma SRI-ul în organ de cercetare penală, și ordonanța 17 pe 2016, care a modificat fix 151 de articole din codul penal și de procedură penală, implicit în ceea ce privește posibilitatea oferită unui magistrat de a aresta un cetățean, un om, în baza unor simple suspiciuni rezonabile. Adică s-a abandonat chiar și reglementarea din vechiul cod penal din 1969, de perioada comunistă, care totuși nici atunci nu își permitea nimeni să te aresteze fără să existe probe sau indicii temeinice. Deci evident că am vorbit de un regres în toți acești ani. Și de mii, de mii de oameni târâți, nenorociți, că până la urmă vede justiția asta oarbă, a distrus destine, cariere și vieți, adică mulți au murit prin pușcărie. Nu o să accepte niciodată generalizarea sau expresia, bă, România e o țară coruptă, dar nu e deloc mai coruptă decât Germania, Franța, Statele Unite. Și aia să mergem la bilanțurile triumfaliste ale DNA-ului. În orice an doriți, niciodată, în niciun an, numărul de dosare de luare sau dare de mită nu a depășit 100. Păi 100 de dosare de luare sau dare de mită raportat la 20 de milioane de români îți permite ție să generalizezi că suntem o țară de corupți? Sau raportat la numărul funcționari publici, la cei 1,4 milioane de bugetari, iarăși ceva 0, 0, 0 și până mâine tot bai cu 0 când te trezești cu un 1%. Deci nu putem spune. Iar dosare de mare corupție în România eu n-am văzut. A, unul că a luat și el acolo, nașul de la tren sau medicul cu 500 de lei în buzunar sau câțiva miniștri și așa cu suspiciune că ar fi luat, dar n-au fost probați pe luare de minte niciun sic. În rest sunt acele 200 în fiecare an, de aproximativ 200 sacul fără fund al parchetului, abuzuri în serviciu sau pe conflicte de interese. Păcând în Germania, în Franța, în Marea Britanie, oriunde, acolo vorbim de corupție instituționalizată, de mare corupție. Vezi, eu vorb, gura păcătosului adevăr grește. Înainte, Franz Timmermans să fie prima junctă al președintele Comisiei Europene, a fost și un pârlit de raportor și în 2014 a făcut un raport privind corupția în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Și printre altele spunea că în Germania, motorul economic, o țară nu, de 80 și ceva de milioane de locuitori, cu un PIB de 4.000 de miliarde de euro, spunea că 9% din populația germană știe personal că are cunoștință că o persoană cunoscută a oferit mită, ce înseamnă 9% din 80 de milioane, păi înseamnă undeva 7 milioane de germani care au oferit șpagă. La fel în Olanda, la fel în Franța, unde vorbim de conflicte de interese, de nepotism, de firme franțuzești, germane, englezești, olandeze, care dau mită oficială guvernamental din Europa, din Asia, din Africa, de ordinul 10 milioane de dolari. Aia e corupție. Ne scot nouă toată ziua ochii cu corupția. Sigur, am căzut și noi în această capcană, pentru că e o marotă pe care o mestecă de dimineața până seara, de la Blădică până la Opincă, în frunte cu întâi stătătorul țării, cu președintele Republicii, care peste tot pune să zice, păi, că suntem corupți. Păi dacă noi rănim din toți bojocii de dimineața până seara că suntem niște hoți, niște putori și niște corupți, cine dracu să mai stea de vorbă cu noi? Și ne plângem, de ce avem investiții străine la un minim istoric, la un 2,3 miliarde de lei? Păi și din cauza asta. Că dacă în 2008, de exemplu, a avut un vânt de 9,5 miliarde de euro în investiții străine, ai văzut că în ultimii ani undeva un 3-4 miliarde de euro, deși, cel puțin din 2012, de când s-au întors comuniști la putere, economia duduie. Avem de 2,5 ori ca medie creștere economică față de Uniunea Europeană și totuși investitorii ne ocolesc. Dar dacă spunem, punem etichete de țară coruptă, de hoți, de nenorociți, de violatori, de ce vrei, le și frică ăsta să vină cu bani. Vreau deci, să ne... Sunt niște idioți cei de la Bruxelles. Oricum și lor zilele sunt numărate. Sper că după europarlamentare să nu mai avem astfel de figuri sinistre precum Timmermans sau Juncker, care să dă și ăsta fată mare, deși în 2012 a ieșit pe ușa din dos. A fost prim-ministru al Ducatului de Luxemburg și a trebuit să-și dea demisia, de fapt a fost demis de Parlament, în urma unui scandal de spionaj.
Pentru că el, ca prim-ministru, folosea poliția secretă ca să spioneze adversarii politici. La fel a fost anchetat într-o rețea internațională de evaziune fiscală. Era un paradis Luxemburgul, la fel ca insulele Virginie de pe nu știu unde, în complicitate cu Big Four, optimiza fiscal de ordinul zecilor, sutelor de miliarde de dolari situația financiară a unor mari corporații internaționale. Nici ăsta nu e ușă de biserică. Dar, în fine, sper ca de la anul să avem niște oameni la Bruxelles cu care să avem un dialog. Al minter, euroscepticismul va începe să mănânce, să ciupească și națiunea română. Chiar și astăzi, la orice sondaj, pe orice barometru, România își declară în proporție de peste 80% susținerea pentru acest parcurs asumat încă din anii 90, parcurs euroatlantic, ca membru NATO, ca membru al Uniunii Europene, dar și răbdarea noastră are o limită, adică să nu mai fim atât de bat jocoriți și de călcați în picioare. Trebuie să ne reafirmăm demnitatea și suveranitatea națională și să ne apărăm. Ce se întâmplă în Italia, în Cehia, în Ungaria, în Polonia, în Spania, chiar și în Franța, uitați în Germania, adică ieri, mai târziu de ieri, un sondaj de opinie care i-a dat deja emoții lui Angela Merkel, foarte posibil ministru, nu știu că mandatul de cancelar la bun sfârșit, alternativa pentru Germania, partidul de extremă dreaptă, atenție, a doua formațiune politică a țării cu 18%. Deci iată, sunt aceste curente populiste, pe de o parte, sau naționaliste, vezi în Italia, avem un astfel de guvern absolut exploziv, cine s-ar fi gândit în urmă cu un an de zile, nici nu mai spun mai din urmă, Liga Nordului, extremă dreaptă, care până acum câțiva ani milita pentru secesiunea Nordului Italiei de sudul sărac și mafiotizat al Italiei, Matteo Salvini, și populiștii Movimente 5 Stele al lui Luigi Di Maio, deci iată că ei guvernează. Și au zis, bă, mai subțire cu Bruxelles și cu atâtea, inclusiv acum, ieri, Matteo Salvini a întors spatele Comisiei Europene, bă, nu ne faci tu politica fiscală. 2,4% deficit la noi e foarte bun, mergem până în 3%, ia să vă mai ia și dracu. Deci astfel de curente o să prindă, să știi, rădăcini și în România. Chiar dacă în acest moment nu avem un partid naționalist, nici măcar populist, dar asta nu înseamnă că nu putem avea. Depinde cât de mult mai zgântere birocrații de la Bruxelles și s-ar putea să fim și noi ceva mai reticenți și mai euroșceptici. Și sigur că e departe de noi un rob Brexit, dar trebuie să înțelegem că până la urmă și noi cotizăm, nu primim nimic pe degeaba de la ei și aceste fonduri europene și noi spuneam, dăm 2 miliarde de euro în fiecare an, până la urmă trebuie gândit ca un parteneriat win-win între Europa vestică, occidentală, dezvoltată, Europa răsăritană, estică, mai săracă, dar care până la urmă evident că are potențial. Vreau să ne întoarcem puțin pe pământ românesc, dacă pot să spun așa. Am văzut că PSD se confruntă, Partidul Social Democrat se confruntă în ultima perioadă cu probleme, chiar în interior. Am văzut o grupare care vrea să destructureze altă grupare. Cine a ieșit câștigat din bătălia pe care am văzut-o acum 2-3 săptămâni la televizor? Evident că a ieșit Dragnea, dar nici Dragnea nu mai e ce a fost odată și cu fiecare zi care trece va fi din ce în ce mai puțin. Izumărate zilele, mi-e pare rău, adică încerc un sentiment de compasiune. Se apropie sfârșitul carierei. Pentru un om care, nu e mai rău decât ceilalți. Vezi, asta eu nu o să accept niciodată, această campanie de demonizare adversarilor politici. Ne fie clar. Dragnea nu e nici mai rău, nici mai corupt decât orice alt lider politic de pe zona de dreaptă. Că vorbim de Blaga, de Orban, de Falcă, de Iohannis, de cine doriți dumneavoastră. Dragnea nu a fost dovedit în instanță ca un corupt, nu l-a prins nimeni. Cu om buzunar, hai la satul popular, adică hai cu o șpagă de un leu sau de un milion de euro. Sigur că avem o suspiciune rezonabilă. Are niște dosare. Palate, avioane, din leafa lui, că toată viața a fost bugetar din 1996, de când a fost prefect, numit prefect de către guvernarea cedistă, el fiind din 91 membru marcant al PD-ului până în 2001 și ulterior 12 ani președinte de Consiliul Județean, dar în egală măsură dădeam niște nume, primarul de la mine de la Brașov sau primarul Falcă de la Ra sau Hava sau Blaga. Toți se duma business la hotel de 7 stele, au palate cu 20 de camere și piscină cât un stadion olimpic. Și toată viața au fost și ele defecit sau Dideanu sau cine vrei. Bun, e clar, toți au furat. Toți. S-au făcut averele astea așa dintr-un salariu de 500 de dolari, 1000 de dolari. Dar e vorba aia la român, coțul neprins, negustor cinstit.
Deci, haideți să nu umblăm cu acea dublă măsură cum ne tratează azi Comisia Europeană. Pentru că și miercuri, ceea ce s-a întâmplat aseară, la o scară mai mare, se va întâmpla și mâine. Adică acea execuție publică a României, fără posibilitatea de a se apăra. Ai văzut și mâine, niciun parlamentar de la PSD, care e cel mai mare grup de eurodeputați, nu are nici măcar 30 de secunde să dea și el o replică. Deci e clar regia și acest simulacru de dezbatere în care ne arată pisica. Acum la PSD. Deci Dragnea este la fel de onorabil, dacă e să vorbim de onorabilitate, cu orice alt lider politic. Și trebuie să înțeleagă și activul de bază și ceilalți lideri ai PSD-ului că de fapt atacul la Dragnea e un atac la PSD. Bun, am înțeles. Dragnea e pe făraș. O să vină mâine Sfântul Duh. De-a doua zi Sfântul Duh va fi inamicul public numărul 1 al președintelui, al sindicilor secrete, al cancelarilor, al hashtag rezistă, cine vrei tu, o parte a presei. Este PSD în declin din această situație? Este în declin? Își sapă singur groapa. Trebuie să mai vedem un lucru. Toți președinții PSD-ului au fost târâți în rahat, în mocirlă. Începând cu octogenarul Iliescu, cu toate bubele și păcatele lui, datorită lui Iliescu, România de astăzi e o Românie întreagă, sau din 1990, pe graniță, erau detașamente rusești și ungurești care se ardeau să mai ciopârțească din țară. Comunistul, neocomunistul de Iliescu și ulterior penalul de Năstase, care a făcut un an, doi de pușcărie, au asigurat acest parcurs euroatlantic al României, cei doi comuniști. Și integrarea în Uniunea Europeană și în NATO. După care a urmat Joana, a urmat Ponta și îl târât în dosare penale și a trebuit să renunțe și la guvernare și iată acum Dragnea. Deci un tratament evident partizan și discriminator, pentru că iată, justiția este folosită și instrumentată politic. Asta trebuie să înțeleagă ceilalți lideri ai PSD-ului, că mazilirea lui Dragnea va însemna practic și disoluția PSD-ului. Pentru că imediat ce Dragnea va fi executat, se va deschide un război teribil, un război fratricid în PSD pentru succesiune și tocmai în 2 ani electorale. La anul viitor avem 2 confruntări majore, europarlamentarele, prezidențiale, 2020, localele și legislative. Asta se și dorește slăbirea PSD-ului. Are de câștigat Ponta din această slăbire cu noua formațiune? Draga mea, iubim trădarea, urâm trădători. Eu nu văd un viitor pentru Firea și pentru Ponta. Că poporul ăsta nu poate să fie atât de obtuz și atât de ușor de prostit la infinit. Eu am fost coleg cu Victor Ponta din 1991. El a avut o guvernare foarte bună, probabil cea mai bună guvernare după guvernarea Năstase 2004. Evident că Ponta a avut, are și astăzi alte argumente, alți ași ca să iasă la bătaie. Nu această campanie furibundă împotriva unui camarad. Adică ei 10 ani de zile au fost părtași împreună, la băut, la condus la un alt an. Nu poți să-l acuzi, și o maximă ipocrizie în toată campania asta lui Victor, nu poți să-l acuzi pe Dragnea de apartenență la statul paralel. Cine? Tocmai tu? Cine e finul lui Maior? Dragnea sau Ponta? Cine primea bilețele cu dezirabile și indezirabile din cele 4 cabinete de la Maior? Ponta sau Dragnea? Cine primea bilețele cu procurorii șefi ai marilor parchete? Cine se fie în parchetul general DNA, Dicot, Ponta sau Dragnea? Evident că Ponta. Cine e statul paralel? La mese, la toate colcanurile, de la vilele alea ale SRE-ului. Ponta. Ponta, Maior, Coldea. Sigur că dintr-o doză de oportunism era și Livioan nostru pe acolo. Dar el era băiat de minci. Îl trehai și prin Liviu. Mai fă un șpriz, mai pune un șorici la grătar, mai fă-ne un comision. Nu că n-ar fi vrut să fie și el acolo. Dar nu s-a putut, că l-au ținut tot timpul deoparte. Putem admite, domnule, că e cât se poate de acoperi și Liviu Dragnea. Dar el, spre deosebire de Ponta și de alții, el s-a făcut bine. Vezi, dacă mergem istoria creștinismului, Pavel, cum e cunoscut? Ca un mare opresor și persecutor de creștini, a fost un criminal, adică a chilărit sute de creștini până în anul 36 după Hristos, când a avut acea revelație divină, când s-a pocăit și când a devenit, cine e astăzi Pavel? Alături de Petru sunt cei doi mari stâlpi pe care s-a construit creștinătatea.
unul din cei mai mari apostoli și misionari ai creștinismului timpuriu. Așa a intrat Pavel în istorie, nu ca un opresor de creștini sau tâlharul de pe cruce cu Hristos, nu? A fost răstignit Iisus Hristos alături de doi tâlhari, unul dintre ei, înainte de a-și da Duhul, adu-ți aminte, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta și de mine păcătosul. Adică el s-a căit un violator, un criminal, un hoț, un borfaș, în al 12-lea ceas, cu câteva minute înainte de a muri. Și Iisus i-a spus, astăzi vei veni cu mine în rai. Asta contează de relevant la Dragnea. Putem să zicem că a fost, cum să spun, securistul șef. N-are importanță. Contează ce astăzi, acum. Că militează, sigur, și dintr-un interes personal, pentru că e victima unui astfel de sistem opresiv, cu cele două făcături de dosare, cu referendum și astfel aberați. Adică orice lume, în orice țară din lumea asta, un lider politic, asta scrie și la fișa apostolii, să-și mobilizeze activul de partid, propriul electorat, să se ducă la vot, chiar să și voteze. Mă, votați pentru sau contra, împotriva, sau pentru un candidat, a unei idei. Deci susțineți că este nevinovat în cele... Eu am terminat dreptul în 1995, am făcut parte din acea promoție de aur a Universității București. În 91, când am intrat, erau 24 de candidați pe un loc, adică noi chiar am făcut carte. Din 95 eu am practicat drept. Eu am intrat în politică nu la 23-24 de ani ca alții, ci la 45 de ani, în 2016. Și ne-am câștigat pâinea ca avocat în penal. Am avut mii de cazuri. Eram unul din avocații buni din România. Deci evident că astea nu sunt dosare cu referendumul sau ăsta mai nou cu angajările fictive de la Teleman. Nu sunt avocatul, eu avocatul Dragnea. Pentru că până la urmă era împărat, că era general, că era prim-ministru, poate mai puțin că era președinte de Consiliul Județean. Atunci care este miza dosarelor? Doar pe vremuri de război, ordinele să execute nu se discut. Ori, în cazul nostru, nu eram nici în război, eram pe timp de pace, directoarea Florea de la Taylorman, de la Direcția de Protecție a Copilului, putea să-l trimite la plimbare pe Dragnea, cu tot ascendentul moral pe care avea Dragnea asupra ei. Pentru că în fișa apostolului Florea scria că angajează, concediază, dă salarii, promovează, sancționează. Nu în fișa apostolului Dragnea. Dacă rugămintea sau porunca sau ordinul lui Dragnea este părea nelegal, trebuie să zic că, domnul președinte, cu tot respectul, uite ușa aici, eu nu ți angajez fătucile alea. Și până la urmă, unde au șters praful? La vilele, la palatele lui Dragnea sau tot la partid? Asta e mare reproș al cuciștilor. Dar până la urmă, tot la rahatul de la partid îl măturau femeile. Deci putea să refuze, putea să-și dea demisia dacă presiunea era atât de mare. Odată ce a acceptat, în penal răspunderea este strict personal. Eu nu pot comite o faptă cu mâna ta, să te pun pe tine. Sigur, putem vorbi de instigare de complicitate la infracțiuni judiciare, dar nu la astea de serviciu. Astea de serviciu, obligația de serviciu era strict împătrățit ca în fișa postului, în contractul director de la Direcția Socială și Protecția Copilului. Dar bun, deci astea sunt detalii juridice. Deci importante și Dragnea și Tăriceanu că încearcă să lupte cu acest sistem ticăloșit pe care, cum îl numește, chiar creatorul acestui sistem mare, nu? Băsescu. Când și el, după niște ani de zile, când membrii familiei au început să fie luați la întrebări de acest sistem pe care el a păstorit, să-i găsească această etichetă de sistem ticăloșit. Important e că luptă. Evident, iară să fim înțeleși. Și parchetele și serviciile sunt instituții fundamentale pentru o Românie funcțională. Avem nevoie în continuare de parchete care să aplice legea pentru a combate niște năravuri, care, da, din păcate, trebuie să recunoaștem, le avem în gena noastră. Da? Suntem tributari în anumite mentalități fanariote sau balcanice, șpaga, peșcheșul, ciubucul, da, le avem în sânge de sute de ani. Dar restul, lucrurile astea trebuie făcute cu respectarea legii, a Constituției, a drepturilor, pentru că dreptul la, nu doar dreptul la viață, dar și la libertate, și la intimitate, la viață familială și la demnitate, sunt niște drepturi în egală măsură protejate de lege, precum dreptul la viață. E, trebuie să ținem cont de toate lucrurile astea, să nu falsificăm probe, să nu trunchiem probe și să nu folosim actul de justiție în scop politic. Da, trebuie să acceptăm că lucrurile astea s-au întâmplat în ultimii 10 ani de zile și că ideea este să revenim la normalitate, fără a elimina din viața publică sau din prestigiu sau onorabilitatea acestor profesii de magistrat sau de ofițer de servicii. Pe de altă parte, evident că Lazar vine și se plânge că i-am luat 10 milioane de lei din buget. E multă ipocrizie și aici. 10 milioane, când mai are bani de salarii pentru procurori, că la rectificarea de acolo lunii s-au luat 10 milioane.
Dar s-a întrebat cineva, știe cineva ce buget are Ministerul Public? 1,3 miliarde de lei. Sunt 2541 de procurori doar în țara asta, la 5 milioane de salariați. 1,3 miliarde de lei nu o să spună nimic, dar dacă o să spun că e de 5 ori mai mare bugetul Ministerului Public decât al Ministerului Economiei, poți să tragi o concluzie dacă e bine sau rău? Economia aia care mai e în România, dar care produce totuși atât, vreo 900 de miliarde de lei PIB, că e de 3 ori mai mare decât al Ministerului Energiei, că e de 25 de ori mai mare decât al Ministerului Turismului, o fi rău, o fi bine, și că Ministerul Public și Ministerul Justiției împreună au 5 miliarde de lei, de 5 ori mai mult decât Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și al Fondului de Comerț, are 600 de mii de firme care creează locuri de muncă și bani la bugetul statului. Cine are cea mai mare pensie din Europa? Știi cine? Și unde? În România. Un fost procuror, 56 de mii de lei. Un procuror de parchet general sau un judecător de înaltă curte are 7-8 mii de euro. Cu atât mai mult trebuie și el responsabilizat. Că asta e durerea lor, că în lege am venit și am introdus acea, până la urmă, prevedere pe care o regăsim în legislația tuturor țărilor civilizate. Acel principiu al răspunderii civile delictuale, care e și în codul nostru încă de la 1864, în codurile lui Cuza. Evident, orice faptă cauzatoare de prejudiciu obligă la dezdăunare. Cine tot statul român să plătească sutele de condamnări, miile de condamnări ale României la CEDO? Nu. Să plătească acel procuror care arestează pe nedrept și acel judecător care nu se gândește că și cel din fața lui e un om. Că e fiul unor părinți sau părintele unor copii, care e și el familie, rude și prieteni. Că îl condamn, da. Și evident că trebuie această sancțiune punitivă, dar e fără a afecta demnitatea și fără a le exclude din societate. Deci trebuie să cântărim că în față avem oameni și nu animale. Da. Atunci, evident, sigur că lucrurile astea deranjează, că s-a înființat acum, încă nu s-a operaționalizat, o secție de la parchetul general care să cerceteze și procurori și judecătorii. Și noi urmăm tot DNA-ul. Ai văzut, avem 60-63% din procurori și judecători cu dosare la DNA. Dintre care foarte puține au ajuns în instanță. Restul ținute la sertar și arăta pisică când unul nu execută. Și instanța supremă, în alta curte de casație, instanță militară, care răspunde la ordine. Da, vă mai pun... Avem așteptări de obiectivitate, de imparțialitate și de legalitate. La fel și pot problema cu serviciile. Păi SRI-ul, de exemplu, are de 15 ori bugetul mai mare decât al SIE. O fi normal că doar amenințările teroriste vin din afară. SIE are 290 de milioane de lei, SRI-ul, atenție, are 2,3 miliarde de lei credite bugetare, 2,2 miliarde de lei credite de angajament, sunt aproape 5 miliarde de lei, și încă obține multe miliarde de lei din acele societăți cu statut special care sunt în ogada SRI-ului, vezi, Textifarm, firmele Viniță, și mai sunt câteva sute. Adică în România noi avem 60 de ofițeri de informații la sute de informații. E enorm de mult. În Statele Unite știi câți ofițeri sunt? 11. Și sunt 330 de milioane de oameni acolo și cea mai mare putere economică și militară a lumii și cu cele mai mari riscuri de terorism și la adresa siguranței naționale. 11. În Germania 3. În Franța 5. În Marea Britanie 6. La noi 60. Adică 12.000 de ofițeri de informații în România versus 2600 în Germania. Sau 3.000 în Franța. Fraților, o fi bine? Adică o fi bine ca serviciile și parchetele cumulat să aibă 10 miliarde de lei bugete, de zeci de ori mai mult decât toate ministerele economice. Cine dacă mai muncește în țara asta? Dacă toți ne urmărim, ne interceptăm, ne chilărim, mai muncește cineva? Mai are cineva curat să-și asume ceva, să semneze ceva? Sigur, sunt instituții vitale, doar că trebuie readuse în matca lor constituțională. Pentru că în ultimii 10 ani de haiducie, fiecare a încercat să-și aloce mai mult. Aceste instituții de forță au încercat să călărească instituțiile legitime ale statului român. Și nu e firesc, și nu e normal. Nu suntem o republică a procurorilor și a securiștilor. Și trebuie să aducem în România normalitatea, civilizația, europenitatea. Toate aceste modificări la legile justiției nu au venit nici măcar cu o virgulă sub ceea ce există în Franța, în Italia, în Germania, în Marea Britanie. În Statele Unite ai văzut, judecătorii sunt numiți de către Senat. Iată, acum un judecător acuzat de hărțuire sexuală propus pentru un alta curte de Trump, nu? E un întreg scandal acum zilele astea în Statele Unite, a intrat și FBI, are o săptămână să vadă la câte
le-a ridicat fusta în sus, acel judecător. La fel, procurorii, judecătorii în Statele Unite candidează pe listele celor două mari partide, Republican și Democrat. La fel în Franța, la fel în Germania, băi, inspecția judiciară este la Ministerul Justiției. Președintele nicăieri nu are atribuții în a numi judecători. Noi tocmai asta am venit, să asigurăm, să întărim independența judecătorii. Nu crezi cine vrei, dar nu e normal președintele Republicii să numească judecători. E normal să în multe țări numește Parlamentul, pentru că da, arbitrarul unui președinte este de 464 de ori mai mare decât arbitrarul celor 464 de parlamentari care reprezintă societatea și toate partidele. Dar nici măcar noi nu e normal să numim Parlamentul. Și am dat cui? CSM-ul. El este organul profesional și care asigură independența justiției. Și numească ei, judecătorii și procurorii. Adică am scos factorul politic din acest proces de numire. Și nu e bine? Vă mai pun o întrebare și încheiem aici discuția de astăzi. Eu mergeți la referendum în weekend? Da, sau sigur că merg. Și ce veți vota? Draga mea, acum, vezi, e o temă falsă și asta e o fumigenă. Nu putem dormi, nu-i așa? Avem insomnii, coșmarul de cum e definită familia sau căsătoria. Constituția e noastră din lipsa. 1991 era, cum să spun, liberală, chiar libertină și vizionară. Vizionară. Atunci nu prea erau cuplurile gay, 91, erau... Așa, adică într-o totală discreție, să spun. Și definea familia care o unea dintre soți, adică fără sex. Putea să fie, deci, inclusiv cupluri gay. Da. Sigur, în România e o țară conservatoare, tradiționalistă, biserica, din păcate, are un rol mult prea mare în societatea românească și nu neapărat pozitiv. Acest prozelitism agresiv al borului în ultimii ani de zile, o să ajungem la fiecare bloc să avem câte o biserică și aici avem o problemă. Sigur, România are nevoie, în primul rând, de spitale, de școli, niște mii de kilometri de drumuri, ori noi am construit 14.000 de biserici după 90. N-am construit nicio școală, am închis 11.000 de școli, n-am construit niciun spital nou. Am închis 69 de spitale, dar în schimb am construit 14.000 de biserici. Doar la un milion să pui, vorbim de 14 miliarde de euro, dar o medie rezonabilă cam de 10 milioane de euro pe biserică. Atunci am vorbit de 140 miliarde de euro. Fie cu 14 sau cu 100 de miliarde de euro, cred că s-ar fi construit multe școli, multe spitale și multe mii de kilometri. Și cred că astea ar fi fost mai folositoare națiunii române. Dar în fine, e o chestie evident care ține de conștiință, dar credința nu trebuie manifestată neapărat atât de gălăgios, atât de ostentativ în biserici, de cât un stadion mai înalt decât Casa Poporului. Relația între tine, credincios, creștin și divinitate, nu trebuie să fie mijlocită de niște proți care zic la biserică cu ultimul Rolls-Royce sau Mercedes sau ca au Rolex-ul și Patrick Filipul și vile cu piscine, ci rugăciunea mult mai primită în boșduca ta, în căsuța ta sau la serviciu sau în drum, oriunde poți să te rogi, nu e interzis. Sigur, sunt foarte multe anomalii, inclusiv cu învățământul obligatorii în ciclu primar. La săracul copilul ăla e deja un dogmatic. E pierdut pentru societate. E o mare prostiață cu învățământul obligatoriu. Trebuie undeva de la 14 ani, când copilul cât de cât are conștiință, poate să judece, să discearnă dacă e bine. Sau, bun, una e alta, alta. Dar, per total, da, suntem o țară ortodoxă, creștină și nu putem vedea altfel, aici, indiferent de campania bisericii sau de poziția oficială a bisericii, nici tu, nici eu, nimeni cu scaun la cap, nu poate să vadă căsătoria sau familia decât reuniunea firească și, în primul rând, biologică dintre un bărbat și o femeie. Deci veți vota, da, să înțeleg. Heterosexual, acest cuplu are acel dar sau har divin de a procrea. Da, evident. Dar, spun, asta e o temă falsă. Teme sunt mult mai importante pentru care trebuie consultat poporul. Și a fost consultat într-o atare temă în 2009 și s-a ales praful. Și atunci au fost 9,3 milioane de români care au zis da, un parlament unicameral cu 300 de parlamentari și e corect. Sistemul bicameral este specific a statelor federale. Ori la Constituție, în articolul 1, se spune România este stat național, unitar, indivizibil și suveran. Deci nu avem nevoie de parlament bicameral. Două camere nu ajută în procesul legislativ, din contră, încurcă, blochează și tergiversează procesul legislativ. Am avut, iată, o largă majoritate, peste 50% din toți românii au zis parlamentul unicameral. Au trecut 10 ani, adică acum referendumul e doar așa când ne convine. El trebuie să aibă forță obligatorie, să fie obligat Parlamentul într-un timp de 30-60 de zile.
zile să modifice Constituția. Alte teme, tipul de republică, e mult mai important. Românii trebuie să opteze. Noi trăim de 30 de ani într-un război hibrid, român contra hibrid, alimentat de această bicefalitate a puterii executive. Puterea executivă e împărțită între cei doi chiriași, de la Palatul Victorie sau de la Cotroceni, și fiecare vrea mai multă putere pentru el. Așa e când ai o mașină cu două volane, și pe stânga și pe dreapta, să bat cei doi ocupanți din stânga și din dreapta să conduc el vehiculul. Deci evident că vehiculul se duce ba în șanț, ba în gard, ba în primul obstacol. Trebuie să tranșăm ca această struțocămilă, și anume Republica Semiprezidențială Specifică Țărilor Africane, și-a dovedit în 30 de ani cu vârf și îndesat disfuncționalități. A generat doar conflicte interminabile între președinție și executiv. Și trebuie să optăm. O republică prezidențială pe model american, în care astea ne încolăm cu toți în spatele lui Iohannis și dăm onorul, și posibil, pentru că spuneam, noi suntem construiți pe un filon slav, slav mai degrabă decât unul latin occidental. Noi și astăzi suntem nostalgici la un tătuc care să ne biciuiască, să ne spună ce avem de făcut și cum avem de făcut. Conducător mult iubit, încă, cum să spun, ne bântuie pe mulți dintre noi, și foarte probabil națiunea să opteze pentru acest lider, n-am o problemă. Sau o republică parlamentară în Germania, în care cancelarul ca prim-ministru e conducătorul, de fapt, și de drept al executiv și președintele de poză. Ai primește niște ambasadori, scrisori de acreditare și astea mai transmite un mesaj națiunii. Al referendum, altă temă de referendum, domnule, adoptarea monedei unice europene. Adică alte țări, mult mai mici, am fost recent în țările baltice, niște țărișoare, 2 milioane de locuitori, cât un județ la noi, Letonia, Estonia, Lituania, Cehia, sunt de mult la euro și e foarte bine. N-am mai avea problemele astea, diferențe de curs valutar, iată 4,8, costul finanțării, riscul de țară. Pentru că da, noi fiind pe leul nostru prăpădit, noi plătim dobânzi de 5 ori mai mari decât la nivel european. Astăzi Ministerul de Finanță se împrumută cu 5,2% ca să poată să financeze deficitul bugetar, să poată să plătească în continuare salarii majorate nesustenabil pe zona publică, pensii la fel. Media la nivel european, în țările din zona euro, dobândă subunitară, sub 1%. Sigur că ar fi foarte multe avantaje, mai ales pe partea de predictibilitate, adoptarea euro. Unirea României cu Republica Moldova. Noi ne dorim, suntem în anul centenarul. Ar putea fi o temă de referendum. Deci atâta e să consultăm poporul și, cum să spun, un instrument. Cât se poate de democratic acest referendum de a consulta națiunea pe niște chestiuni sensibile și cu adevărat importante. Nu văd importanța, urgența acestui referendum, dar dacă tot se face, nici nu pot să-l boicotez. Noi avem o mare problemă în România. Și de-aia lucrurile nu merg în România. De-aia avem o clasă politică așa cum o avem, cu foarte multe păcate. Dar clasa politică, pe de altă parte, nu e nici mai rea, nici mai bună decât însă societatea românească. În ansamblu, politicienii suntem imaginea în oglinda unei națiuni, cu rele și cu bune. Vom fi și noi mai buni când națiunea va fi mai responsabilă din punct de vedere civic. Sunt 9 milioane de români care nu s-au dus probabil niciodată la vot. În România votează doar 5 milioane de români, 3 milioane pentru PSD, 2 milioane pentru partidele de dreapta. Dar 9 milioane, că de două ori mai mult, ei stau acasă. E, când au venit și ei la vot, atunci vom avea și politici mai responsabili, mai patrioți, mai vizionari și mai curajoși. Deci eu nu pot să îndemn populația, bă, boicotați. Nu! Este obligație de conștiință, obligație morală și legală de a te duce și a pune ștampila. Da? Sau ba? În momentul în care vom pune ștampila, nu o să mai avem numai curve, hoți și trădători în politica românească. Da. Domnule Borza, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai așteptăm pe la noi.